1 decembrie, zi de mare sărbătoare pentru tot neamul românesc. Și anul acesta, Comuna Lerești, cu prilejul sărbătoririi centenarului a Marii Uniri și de Ziua Națională a României, organizăm o serie de evenimente începând cu ora 10. La ora 10, în Cimitirul Eroilor din Țarină, vom avea împreună cu un detașament de la Armata de la Vânătorii de Munte un ceremonial de punere de coroane cu intonarea imnului, o slujbă religioasă, după care ne vom deplasa la Monumentul Eroilor de la Valea Foii, unde și acolo vom oficia o slujbă religioasă și ceremonialul de depunere de coroane. Începând cu orele 13, prin Comuna Lerești va avea loc parada costumelor populare a călăreților care vor veni și vor ajunge la Ateneul din Voinești, la Ateneul Sarmiza Bilcescu al Mănășteanu, în jurul orei 13:45, deci 2:15 după amiază. Festivitățile la Ateneul din Voinești vor începe la ora 14, prin sosirea călăreților, intonarea imnului de stat, slujba religioasă oficiată de preoții din comună, depuneri de coroane și un program artistic de cântece patriotice susținut de elevii școlii din Voinești. Vom încheia cu ora Unirii, cu la mulți ani, cu ansamblul Alunelu alături de noi, Asociația Culturală Lerești Muscel, Asociația Culturală Alunelul, Asociația Cultura Eroilor sub filiala Lerești și parohiile din Lerești și cetățenii care doresc să fie prezenți cu noi, să simtă românește, să sărbătorim împreună. De la Ateneul din Voinești, după terminarea solemnii festivităților, vom pleca în defilare, în marș, spre primăria Lerești, pe strada General Vasile Mile, cu caii, cu călăreții, mașini de epocă, participanții, cu căruțe probabil împodobite cu motive naționale, ca o zi de mare sărbătoare să o cinstim și noi cum se cuvine. La ora 16, la primăria Lerești, același tipar cu intonarea imnului, slujbă religioasă și depuneri de coroane, iar în încheiere va fi un program artistic susținut de elevii școlii din Lerești, tot aici în curtea primăriei. Iar de la ora 17 la Ateneul din Lerești, cu sprijinul Asociației Culturale Lerești Muscel, va rula filmul istoric Mihai Viteazu, de la ora 17 la Căminul Cultural din Lerești. Intrarea va fi liberă. Noi așteptăm și pe această ocazie fac un apel și o invitație la toți cetățenii Comunei Lerești, la toți muscelenii, la toți românii care sunt, să participe la acest eveniment. Îi vom primi cu brațele deschise, cu toată dragostea și rugămintea ar fi ca, în limita posibilităților, toată lumea să poarte costumul popular național, să-l purtăm cu drag și cu mândrie.